În numele Domnului Hristos, deschidem programul special din după amiaza aceasta, program de recunoștință și de mulțumire la adresa lui Dumnezeu, intonând imnul Jehova-i din veac. Dumnezeule din ceruri, Părintele veșniciei și Dumnezeu atotputernic, dar în același timp Dumnezeu cu noi, prin Fiul Tău, Emanuel, care și-a dat viața pentru noi. Îți mulțumim și suntem recunoscători pentru planul Tău măreț de a ne răscumpăra și de a ne aduce în staulul Tău. Îți aducem slavă și osanale pentru că ești vrednic, pentru că viața noastră a fost scumpă înaintea Ta și pentru că Tu ne-ai purtat până în ziua aceasta, în sabătul acesta. Și Tu ne-ai dăruit nu numai viață, nu numai putere și sănătate, dar ne-ai dăruit binecuvântări nespuse. Și îți mulțumim pentru aceasta. Și în ora aceasta am vrea ca lauda noastră să treacă dincolo de zidurile acestui biserici și îngerii să se unească cu noi, să cânte osanale și slavă numelui Tău. Te rugăm să fii cu fiecare tânăr care va avea ceva în programul acesta și pe noi să ne schimbi, transformându-ne prin cântare, prin jertfa aceasta pe care vrem să ți-o aducem. Desăvârșește Tu. Prin Domnul Iisus te-am rugat. Amin.
Pacea Domnului tuturor! Pentru deschiderea programului din seara aceasta, vă spun bun venit în casa Domnului și scopul pentru care suntem aici este acela de a duce laudă și mulțumire aceluia care ne este Domn și Mântuitor. Nimeni nu poate nega faptul că viața noastră depinde de El. El este Creatorul nostru și nimic din ceea ce se întâmplă nu se întâmplă fără știrea Lui. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru felul cum ne-a condus până aici. Unii dintre noi poate am avut parte de bucurii, de ocazii minunate, de binecuvântări din partea lui Dumnezeu. Am simțit mâna Lui. Poate unii dintre noi am avut ocazii de suferință, de încercări, probleme. El a fost acolo, lângă noi. Sunt persoane care s-au rugat stăruitor, au înălțat lui Dumnezeu rugăciuni. Poate unii au primit răspuns, poate alții nu au primit răspuns, sau poate nu au primit după cum doreau. Dumnezeu știe de ce. Pentru toate lucrurile să-i mulțumim lui Dumnezeu și să-i aducem toată lauda noastră. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Iisus cu privire la voi. 1 Tesaloniceni 5 cu 18. Fiind sigur de lucrul acesta, să rostim și noi împreună cu psalmistul: Domnul a făcut mari lucruri pentru noi și de aceea suntem plini de bucurie. A Lui să fie slava în vecii vecilor. Amin.
prima cântare care vom cânta e în engleză și se cheamă Give Thanks for a Grateful Heart. Cu 13. Prima dată vom cânta noi, dar a doua oară sunteți bineveniți să cântați cu noi și textul va fi pe ecran. Yeah.
Lăudați pe Domnul, laudă suflete pe Domnul. Voi lăuda pe Domnul cât voi trăi, voi lăuda pe Dumnezeul meu cât voi fi. Ferice de cine are ca ajutor pe Dumnezeul lui Iacov, ferice de cine își pune nădejdea în Domnul, Dumnezeul său. El a făcut cerurile și pământul, marea și tot ce este în ea. El ține credincioșia în veci. El face dreptate celor asupriți, dă pâine celor flămânzi. Domnul izbăvește pe prinșii de război. Domnul deschide ochii orbilor, Domnul îndreaptă pe cei încovoiați. Domnul iubește pe cei neprihăniți. Domnul ocrotește pe cei străini, sprijinește pe orfan și pe văduvă, dar răstoarnă calea celor răi. Domnul împărățește în veci. Dumnezeul tău, Sioane, rămâne din veac în veac. Lăudați pe Domnul. Amin. Vă salut cu bună seara și vreau să împărtășesc cu dumneavoastră câteva lucruri pentru care sunt mulțumit. În primul rând vreau să-i mulțumesc Domnului pentru viață și sănătate. Faptul că sunt aici și nu sunt în spital sau acasă în pat e un dar de la Dumnezeu. Uneori noi tinerii uităm să-i mulțumim Domnului pentru viața și sănătatea care o avem. Suntem tineri și credem că ne cuvine să fim sănătoși și plini de viață. Dar cu ajutorul Domnului m-am obișnuit să fiu mulțumit pentru viața care o am, pentru binecuvântările care mi le dă El și încurajez pe prietenii mei să-i dea slavă lui Dumnezeu și să trăiască spre slava sa. Al doilea lucru pentru care vreau să-i mulțumesc Domnului e familia mea. Fără ei nu știu unde am fi. Deci îi mulțumesc Domnului pentru că părinții mei, frații mei sunt în viață, sunt sănătoși și în mod special îi mulțumesc Domnului pentru că a făcut din căminul nostru un colț de cer. Vreau să-i mulțumesc Domnului și pentru ce a făcut cu tinerii bisericii în acest an. După cum știți, anul acesta am început niște întâlniri în sala de alături
în prima vineri seara a fiecărui lună făcut de tineri pentru tineri. Am început neștiind cum se va dezvolta. Vor veni tinerii? Vor participa tinerii? Le vor plăcea? Vom avea vorbitor? La biserica mea vreau să vă spun, cu ajutorul Domnului am avut întâlniri în fiecare lună și au venit tinerii. Uneori 30-40 de tineri au venit. Vreau să mulțumesc Domnului în plus pentru că pentru prima dată în biserica noastră am avut o lună dedicată tinerilor, luna tineretului, unde predicile erau mai mult adresate spre tinerii și tineretul era mai mult implicat ca de obicei. De asemenea, în sala de alături vreau să-i mulțumesc Domnului pentru că noi, tineretul, am urmărit o serie făcută de Doug Batchelor în care dădea răspunsuri la cel mai important întrebări pe care le au tineretul de astăzi. Ne întâlneam de 3 ori pe săptămână, deci vineri seara, sâmbăta și duminică seara, și vreau să-i mulțumesc Domnului pentru că și vreau să-i mulțumesc prietenii mei pentru participarea lor și pentru interesul care l-au avut de a cunoaște pe Domnul mai mult. Când mă uit înapoi la anul care a trecut și văd tot ce a făcut Domnul în viețile tineretului, când văd tot ce a făcut Domnul în viețile noastre, mi-aduc aminte de cuvintele zise de profetul Samuel. Până aici, ajutați-mă, până aici ne-a ajutat Domnul. Ce frumos! Vreau să vă las cu un verset, cu o binecuvântare din Psalmul 28. Binecuvântat să fie Domnul, căci ascultă glasul rugăciunilor mele. Domnul este tăria mea și scutul meu. În El mi se încrede inima și sunt ajutat. De aceea mi este plină de veselie inima și laud prin cântările mele. Domnul este tăria poporului său. El este stânca izbăvitoare a unsului său. Mântuiește, Doamne, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Fii păstorul și sprijinitorul lor în veci. Amin. Thank you.
Pentru toate mulțumirile ce s-ar cuveni ție, mi-ar trebui, Doamne, o veșnicie. De aceea am ales azi vreo câteva, iar pe celelalte ți le voi spune la tronul de slavă cândva. Îți mulțumesc, Doamne, că pe lumea asta Tu mi-ai împărțit frumos zilnica pâine. Nu mi-ai dat-o azi pe cea de mâine și ai făcut bine, ca să pricep că nu pot trăi nicio zi fără Tine. Îți mulțumesc, Doamne, că la unele rugăciuni nu mi-ai răspuns, ca să învăț încrederea în planurile Tale și harul Tău să-mi fie de ajuns. Îți mulțumesc că nu m-ai ascultat și mi-ai dat o colibă când ți-am cerut un palat. O, Doamne, nu știam ce-ți cer, adevăratele palate sunt în cer. Îți mulțumesc, Doamne, că de atâtea ori când să mă bat în cale, m-ai lovit cu nuiaua dragostei Tale. Mi se părea atunci că ești rău și că mă doare, dar Tu erai bun și durerea o binecuvântare. Îți mulțumesc, Doamne, când Te-am rugat ceva, fie că ai zis da, fie că ai zis nu. Și mai presus de toate îți mulțumesc că pe când muream, ai murit Tu. Amin. Thank you.
Mă simt oarecum nu la locul meu în această oră a tineretului, dar mi s-a oferit ocazia acum să aduc câteva cuvinte de mulțumire pentru ceea ce a făcut Dumnezeu pentru mine într-o ocazie, într-un accident care s-a întâmplat acum un an. Bineînțeles că putem aduce cuvinte de mulțumire Domnului pentru aer, pentru sănătate, pentru toate lucrurile pe care le avem pe acest pământ. Dar atunci când este ceva specific, ceva deosebit, este cu atât mai frumos din partea noastră să aducem cuvinte de mulțumire și să-L lăudăm pe Dumnezeu, pentru că ne salvează din orice se poate întâmpla rău cu noi. După cum știți, acum un an am avut un accident cu tracul pe care îl conduceam, s-a răsturnat și am fost în spital timp de 4 zile. Vreau să vă spun că acest lucru m-a făcut să înțeleg și să îmi aduc aminte cât de special, cât de iubit și cât de deosebit sunt pentru familia mea, în primul rând, pentru soția mea, care timp de 2 săptămâni m-a hrănit cu lingurița, fiind la pat, și pentru frații mei care au venit și m-au vizitat. Și am simțit cât de iubit și cât de important sunt pentru prietenii mei pe care i-am în această biserică. Îi mulțumesc Domnului pentru aceste lucruri, pentru familia mea, îi mulțumesc pentru prietenii pe care i-am în această biserică și îi mulțumesc în mod deosebit Domnului pentru că mi-a arătat că mă iubește într-un fel cum nu am înțeles până atunci. Și numai a Lui să fie lauda pentru tot ceea ce a făcut pentru mine. Vreau să vă citesc câteva versete din Psalmul 23. Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășuni verzi și mă duce la ape de odihnă. Îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte din pricina numelui Său. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci Tu ești cu mine. Toiagul și nuiaua Ta mă mângâie.
Tu mi-ai întins masa în fața potrivnicilor mei, îmi ungi capul cu un de lemn și paharul meu este plin de dă peste el. Da, fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele și voi locui în casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele. Vreau să vă spun că dacă vreodată vă simțiți că nu sunteți atât cum ați dori să fiți iubit și important în familia dumneavoastră, sau că nu aveți prieteni, destui prieteni și nu sunteți apreciat de prieteni, rugați-vă la Dumnezeu, dacă este cazul, El vă va trece printr-o experiență asemănătoare. Și atunci veți vedea cât de important sunteți în familia dumneavoastră, cât de important sunteți pentru prieteni și cât de important și de iubit sunteți de Dumnezeu. Vă mulțumesc! Și vreau să mulțumesc încă o dată Domnului pentru ceea ce a făcut pentru mine. Amin. Mulțumesc că m-ai creat așa de minunat. Îți mulțumesc pentru firul de aur pe care l-ai țesut în ființa mea, pentru ulciorul plin cu lacrimă de stea. Îți mulțumesc pentru trei flori de la fereastra vieții mele, pentru făgăduințele luceferi care mi-au luminat drumul spre stele. Îți mulțumesc de coșul plin cu hrană, pe care l-așez în fiecare zi în fața mea, pentru ninsoarea zilnică de mană
pe care o adun din cartea ta. Îți mulțumesc pentru risipa de iubire pe calvar și pentru farul crucii luminând peste furtuni, pentru purduful meu cu lacrimi plini și pentru calea presărată cu minuni. Îți mulțumesc de tot ce sunt și ce nu sunt, de tot ce ai făcut și n-ai făcut, iar pentru pomul vieții din poiana argintie voi împleti cu nun de mulțumiri și poezie pentru veșnicie. Amin.
este Tatăl Ceresc. Știu că darul nespus e Domnul Iisus, cel măreț-i al meu Dumnezeu. Știu că e cineva și îi mulțumesc. Știu că e cineva, este Tatăl Ceresc. Știu că darul nespus e Domnul Iisus, cel măreț-i al meu. Îți mulțumesc cu recunoștință, Părinte, pentru că din cerul tău privești la mine ca la un copil bun și cu minte. Și numai eu știu de câte ori am întors privirile calvarului tău, rătăcind pe ale vremii cărări. Dar în bunătatea ta ai închis ochii și ai uitat. Pentru toate acestea îți mulțumesc, fii lăudat. Îți mulțumesc din suflet, bunule Tată, că, deși am alunecat deseori, tu nu m-ai lăsat să cad niciodată. În iubirea ta ai fost mereu alături de mine și m-ai răsplătit pentru orice rău, numai cu bine. Pentru toate acestea, din inimă aș vrea să-ți mulțumesc, dar vorbele nu-mi sunt de ajuns. Caut cuvinte și nu le găsesc. Îți mulțumesc că în clipa aceea ți-ai adus aminte de mine. Rătăceam încurcat, departe, pe meleaguri străine. Mi-ai ridicat cu grijă și m-ai pus pe brațele tale. M-ai legat rănile cu pace și pe buze mi-ai pus osanale. Cum voi putea răsplăti toată această iubire nemărginită? Mă gândesc mereu, dar știu, ruga aceasta de mulțumire nu voi putea încheia niciodată. Amin. Ta fie glasul.
La încheierea acestui program special de recunoștință și laudă, vă invit să cântăm împreună imnul 44, Tată Bun. Sunt care locuiești în cer, venim înaintea ta în numele Domnului Hristos, pentru că avem atâtea mulțumiri să-ți aducem înainte și să-ți lăudăm numele pentru că ai fost atât de bun cu noi. Îți mulțumim, Doamne Sfânt, pentru că ne-ai adunat ca să fim copii ai tăi și din colțul acestei lumi nu ne-ai lăsat în întuneric, ci ai dorit ca noi să trăim aici cu tine, dar să trăim și o veșnicie cu tine și îți mulțumim pentru aceasta. Îți mulțumim, Tatăl nostru, pentru familiile noastre și pentru sănătatea care ne-ai dat-o. Îți mulțumim pentru copiii noștri, lumina ochilor noștri și pentru viitorul pe care îl vedem în ei. Îți mulțumim pentru frații noștri cu care ne împărtășim în fiecare zi sfântă și îți mulțumim pentru că prin încurajarea și părtășia cu ei putem să pășim înainte spre ținta pe care Tu ai pregătit-o pentru noi. Îți mulțumim pentru încurajările pe care le dai prin cuvântul Tău în fiecare zi și îți mulțumim pentru binecuvântările care nu încetează să reverse peste noi, indiferent dacă suntem buni sau răi. Îți mulțumim pentru Fiul Tău care a murit pentru fiecare din noi și îți mulțumim pentru sângele care a curs ca să spele orice păcat care există în noi. Trebuie ca Duhul Tău cel Sfânt să-și găsească plăcere să vină să locuiască în noi, iar viața noastră să fie transformată în vieți de oameni sfinți, lumini pe acest pământ și copiii ai Tăi acolo sus în ceruri, o veșnicie să-Ți aducem laudă, Doamne. Te rugăm acum, când pășim în necunoscutul unei noi săptămâni, să pășești alături de noi și Tu să mergi înaintea noastră, să luminezi calea pe care trebuie să o urmăm și ajută-ne, Doamne, ca să avem curajul, să avem tăria, ca să înfruntăm ceea ce ne stă înainte prin puterea pe care vine de la Tine. Te rugăm pentru noaptea care ne stă în față, ajută-ne să găsim odihnă și te rugăm pentru cei care n-au reușit să fie aici în sabatul Tău sfânt, pentru cei care suferă, adu-le, Doamne, alinare și adu-le încă o dată asigurarea că mâna Ta este asupra lor. Îți mulțumim, Doamne, că ne iubești, îți mulțumim că întotdeauna ești alături de noi și nu ne lași ca să alergăm de unii singuri prin Domnul Hristos, Te-am rugat. Amin. Amin.